Slavii să fie Domnul! Spun aceasta nu pentru că obișnuim așa sau altfel să începem cuvântul, ci în virtutea ceea ce urmează să spun. Am avut un îndemn puternic în după masa aceasta să vorbesc despre lucrările lui Dumnezeu. Ceva, după cum scrie în Iov 36 cu 24, nu uita, să lauz faptele lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește. Fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Deci, aș dori să stăm în loc, ca înaintea Domnului, și să ne deschidă Domnul ochii să vedem lucrările Lui mărețe. De exemplu, Aici scrie mai departe, în versetul 31, după ce vorbește despre furtună, despre fenomenele acestei de naturi, prin aceste mijloace, el judică popoarele. Și suficient să vină o ploaie mai mare și se judică Dumnezeu cu o națiune sau cu mai multe deodată. Și partea a doua versetului zice, și tot prin le dă belșug de hrană când măsoară ploaia să fie numai într-o cantitate necesară, îmbogățește o țară. Toate acestea sunt lucrările lui Dumnezeu. Am citit cândva despre un om care a naufragiat și a rămas pe o insulă. Fericire, nu? Ceilalți au murit în apă, el a scăpat. Și a făcut o colibă în cel mai rudimentar mod, a venit o furtună și un trăsnit i-a lovit coliba și a ars. Și a zis, uite, aparent am crezut că Dumnezeu a lucrat pentru mine, m-a salvat, m-a scăpat și m-a păstrat cu viață. Și acum, nu Dumnezeu călăuzește trăstetele, mi-a ars coliba. Și în timp ce stătea parcă supărat, a auzit o gălăgie și a văzut imediat ceva în apropiere. Un corabie ce trecea în larg a văzut focul, s-a apropiat și l-a salvat și l-a dus în țara lui. Sunt foarte ciudate lucrările lui Dumnezeu. Cu fenomenele naturii, sau mi-a venit în minte că acum începe sesiunea de examene pentru studenți, caz concret a unei păstorii din România, s-a dus la examen ca și copil sărac să dea admitere, concurență foarte mare, sute de studenți pe un loc. La proba scrisă a luat o notă care nu-i permitea să fie admis la proba orală, după ce a avut câteva ore de brăbușire înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a făgăduit că îl va ajuta și va face pentru el o minune. Îi trebuia un 10. La o asemenea concurență, la proba orală, fără nici o pilă. Și când i-a venit în față subiectul, n-avea idee de conținutul acelui subiect, acelei tematici. A avut un moment de ispit. A zis Dumnezeu că mă ajută, uite că nu mă ajută. Parcă voce îi spunea, asta și scrie. Și a scris pe ciorne și în momentul în care nu i-a mai venit inspirație, să o numim așa, și-a auzit numele. Și a început, spune el, să citească, mi se părea să nu mă opresc, că dacă îmi cere vreo explicație colaterală, nu avea nicio idee. Și-a luat 10. Căci Dumnezeu face minuni și în natură și în sălile de curs. Face și în casele noastre, dar în special le face în biserica sa slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus spunea în Ioan 5 cu 17, Tatăl meu lucrează și să știți că încă lucrează. Și Domnul a completat spunând și eu de asemenea lucrez. Iar în Marcu 16 cu 20, îi scris că ucenicii au plecat și Domnul lucra împreună cu ei, însoțind cuvântul prin semnele pe care îl însoțeau. Domnul să însoțească și cuvântul în vremea aceasta. Este nevoie, pentru că altfel... Cred că suntem ca și cei din Psalmul 77, care se rugau cum ne vine unor nou să ne rugăm. De la versetul 1, pagina 597. Stric cu glasul meu către Dumnezeu, stric cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. Doar când ne rugăm și când se dau îndemnuri, fiecare trește cu nădejde aceasta. Dumnezeu ne ascultă, nu se poate să nu ne asculte. Apoi, mai avem și alte dovezi. Versetul 5. Mă gândesc la zilele de mult, la anii de odinioară, mă gândesc la cântările mele noaptea, cujet adânc înăuntru inimii mele, încade Duhul pe gânduri și zic, Versetul 9. A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și-a tras el mâna lui înapoi, în durarea lui? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. O primă variantă. Mâna lui Dumnezeu nu mai e aceeași. Nu mai lucrează la fel. Dar tot voi da lucrările Domnului, că și mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Adică nu pot să cred că nu mai lucrează Dumnezeu. Că mă uit în istorie și mă uit în viața celor din jurul meu și văd că Dumnezeu încă lucrează. Și apoi urmează versetul 12. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Haideți să luăm aminte la isprăvile lui Dumnezeu în această seară. Sunt multe, minunate, uneori înfricoșătoare, zicem Salmul 66 cu 3. Cât de înfricoșătoare au fost plăgile pentru egipteni. Dar ce minuni spectaculoase pentru evrei. Dumnezeu, așa cum scriem în psalmul 104, versetul 24, are lucrări minunate pe care le face cu înțelepciune. Și vă propun și intrăm direct în subiect ceea ce scrie în psalmul 111, versetul 2. Mari sunt lucrările Domnului. Și rețineți, cum sună partea a doua, cercetate de toți cei ce le iubesc. Vreți să le cercetăm încă o dată în seara aceasta? În nădejdea că Dumnezeu va lucra și pentru noi. Că va lucra prin forțele naturii. Unii lucrează de nici nu îți dai seama, cum scriem Psalmul 127 cu 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, nu ni se pare că noi am muncit, am făcut, dar Domnul a întărit pământul de desubt dacă vreți, ca să nu fie cu tremur. Și de aceea este casa noastră, cel puțin atâta să vedem. Dar sunt alte lucrări minunate ale Lui Dumnezeu, la care vom face referire. Mi-a venit în minte ceea ce scrie în cartea a doua a împăraților, capitolul 8, când un împărat a intrat în vorbă cu Ghihazi, slujitorul omului lui Dumnezeu Elisei. Și scrie de la versetul 5 că după ce au discutat ei, știu eu, ce pot discuta doi oameni după împrejurări și statutul lor, a zis, istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Aș vrea să le aud. Și m-am gândit ce diferență între cei trei. Bietul parat, el n-a apucat să vadă. El ca și Irod ar fi vrut să vadă pe Iisus făcând o minune, n-a avut harul. El doar vrea să audă povestindu-l. Hai spunem. Gehazi a fost într-o altă situație. El le-a și văzut, de aceea le -a și putea povesti. Am fost eu acolo. M-am văzut eu, am fugit înainte cu toiagul, nu s-a întâmplat nimic cu copilul când a venit Elisei. Din mort a devenit viu. Dar dacă unul nu mă auzea lucrurile, Altul le și vedea, prin Elisei, Domnul le-a făcut, a folosit mâna lui și cuvântul lui. Vreți să rămânem numai în postura împăratului, al lui Gehazi, cel puțin, dar să ridice Domnul și oameni ca Elisei, prin care Domnul să lucreze, că mâna lui este puternică, slăvit să fie el. Vreau să luăm trei oameni din scriptură. Să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Vom privi cu bucurie minunile Domnului. Cartea Genesa, mai întâi vom privi la Iacov. În capitolul 27, zis așa, era rost de o binecuvântare. Dar aici n-a lucrat Dumnezeu, cel puțin așa cred eu. Isaac a vrut să lucreze el, s-au încurcat lucrurile. Rebecca a vrut să lucreze ea, și aparent au reușit lucrurile. Dar ce rezultat a adus aceasta? Iacov a trebuit să plece de acasă sub dorința de răzbunare a fratului său Esau. Și în capitolul 28 îl întâlnește Dumnezeu la Betel și citesc de la versetul 13 unde scrie Domnul stătea deasupra scării. Și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, al lui Isaac, Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Și acum rețineți de la versetul 15, Iată, eu sunt cu tine. Acolo sunt lucrările lui Dumnezeu, unde este Dumnezeu. Și vi le voi arăta din plin în viața lui Iacov. Când într-un fel, ca așa lucrează Dumnezeu, când într-altul. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce îți spun. Aveți făgăduințe de la Domnul. Domnul vrea să le împlinească. În capitolul următor a ajuns la Laban, s-a căsătorit și ar fi dorit mult să aibă un copil cu Rahela, soția lui iubit. Poate sunt chiar familii în situația aceasta. Își doresc un copil. Și unii au apelat la medici, nu interzis. Dar din situația aceasta, puțini își găsesc rezolvarea ca un bebelaș să vină în casa lor. La un moment dat, Rahela a fost supărată pe Iacov. Dăm copii sau mor? Și el a zis, da, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Și Rahela a înțeles de aici ceva, să se roage. Și scrie în capitolul 30, de la versetul 22, Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Luați-l ca un cuvânt al credinței. Dacă este vreo familie care își dorește vreun copil să se roage și Domnul poate să facă o minune, să facă pe sănătos, sănătos pe unul din cei doi, dacă nu este, să le dea un copil. Nu-i minune asta. E o minune. Trecem la altele. Familie mare. Chiar astăzi îți spunea cineva ce mai mare problemă în țara asta? Să doresc doi și n-au baza materială. Cu ce să înceapă? rugăm pe Dumnezeu să mai fac o minune. Și spune Scriptura aici că Iacov a pornit, cum spunem noi românii, de la lingură și furculiță. Nu cred că avea. A avut trai dator. nu cred că erau asemenea tacâmuri. Nici astea nu le-a avut. Și spune Scriptura aici, versetul 30, i-a zis el socrului său după câțiva ani, Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu, dar cum? N-avea decât animale. Știți cum bine binecuvântează Dumnezeu uneori în cele materiale? întrebați întrebat să pe o femeie, spune ce ai acasă. Acelea ți se vor mulți. La bani ce o ai acasă? Numai pestrițe și albe, bun. Care le dai la Iacov? Astea pestrițe, bun. Astea pestrițe o să le meargă de minune. Celelalte o să stagneze. Și spune Scriptura aici în capitolul 31 de la versetul 9. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat o mie. Nu furată, nu șelat în hârtie. Cum i-a dat? dat pe cale naturală. Dar el a recunoscut că aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi putem mărturisi când Dumnezeu ne-a sprijinit într-un fel sau altul. A urmat o altă problemă. Și sunt unii care au probleme, de exemplu, cu socrii, cu rudenile. Unii au supărări până într-acolo încât se gândesc nu mai pot, nu mai rezist. Vreți să mai facă Domnul o minune? A făcut-o și aici. A venit socrul după el cu niște oameni și Dumnezeu a trimis numai un înger. Efectiv, e extraordinar să vezi în câte feluri poate lucra Dumnezeu. Mi-e -mi vine să zic că noi suntem ca într-o cameră, așa. Și noi, ca oameni, vedem numai o ușă. Și un geam sau două pe care ne uităm. Ce se întâmplă, ce o să fie, la nevoie ies pe aici, să-mi vină ajutorul pe aici? Și oamenii de afară tot atâta văd. Și se gândesc ei, uite, la ușa asta păzim. La asta avem cheie, la asta avem păzitori. Dumnezeu face uși pe unde îi place. Și numai te trezești, pe unde și ieșit ăsta? Dar ce ieșire a fost din situația asta? A făcut Dumnezeu, dacă noi oamenii știm să spargem, să facem ușă în perete. Dar nu știe Dumnezeu? Știe foarte bine. De exemplu, acum în Occident este sistemul acesta, de exemplu, fiecare ușă, să zic, are o cheie și cu cheia aceea nu poți deschizi numai ușa aceea. Dar este o fel de cheie centrală, să zicem așa, care poți deschide toate ușile. Îndrăznit să spun că la noi numai câte o cheie, uneori am pierdut-o și pe aceea la Dumnezeu, întotdeauna e cheia centrală. Și deschide totul după cum vrea, slăvit să fie el. Și socrul s-a venit oarecum pornit așa împotriva lui. Și vă citesc ceea ce scrie în versetul 3. 3, capitolul 31, versetul 24. Dar Dumnezeu, rețineți Dumnezeu, s-a arătat noaptea în visul lui la bara și i-a zis, ferește-te să spui o vorbă lui Iacov. Și nu te trezești că vin la tine cineva, șefii, au avut probleme, ai avut, știu eu, o judecată, ceva, ce cuște de să așa gentil? Dumnezeu le-a închis gura ca la lei. Și nu mai zice unul nimic. Uitați-vă mai departe, în capitolul 32. Altă teamă, vine înapoi. Acolo îl aștepta sau. Și imediat și-a dat seama ce se poate întâmpla. Și se ruga el în capitolul 32, versetul 11, și zis, mă te rog, din mâna fratelui meu sau că mă tem să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji că la cine să cerem ajutor dacă nu la Dumnezeul nostru? Dar vă rog să observați că aici Dumnezeu a lucrat altfel. Nu putea să facă Dumnezeu o minune? Putea. Ca altă dată la sirieni, să pună o boală și un virus în Esau și tabăra lui și să nu mă ajungă niciunul. Dar n-a lucrat așa. Dumnezeu i-a dat aici înțelepciune la Iacov să pregătească un dar, un cadou, să îl trimite înainte la Esau și când a venit Esau, el s-a plecat până la pământ înaintea lui. Și am măiat inima. Știi că uneori Dumnezeu vrea să lucreze așa? Și să te împrietirești cu cineva, să-ți rezolvi problema, făcându-i un cadou și smerindu-te puțin, cerându-ți iertare și tot lucrarea lui Dumnezeu. Că s-ar putea tu să dai cadou și să te smerești, dar Dumnezeu să îi împietrească inima. Spune, nu vreau, pentru nimic în lume. Deci, aparent aici Dumnezeu a lucrat pe o cale foarte umană, dar e tot lucrarea Lui. A ajuns Iacov înapoi în Canaan. A dispărut Iosif. Și a plâns Iacov. Mai târziu a venit o foamete. Credeți că nu o să fi întrebat și Iacov? Imaginați-vă să dea un necas peste noi și să sărăcim tot așa în masă. Doamne, dar noi avem făgăduințele tale. Și s-au pus pe drumuri. Și au ajuns în Egipt. Un în temniță. S-au temut că se prăpădește și ceilalți. Și zice în Genese 46, când Iacob era gata să coboare în Egipt, vă citesc de la versetul 2. I-a vorbit într-o vedenie, domnul. Iacove, iată-mă. Eu sunt Domnul Dumnezeu, Tatălui tău. Nu te teme, este Pogor în Egipt. Nu-ți fă probleme. Și când au ajuns frații la Iosif, vă citesc pe pagina din stânga 45 cu versetul 5. Acum nu vă întristați, nu vă pâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, ca să, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. A cui a fost lucrarea asta? Tot a lui Dumnezeu. Poate vă gândiți unii, uite ce s-a ales cu copilul meu, s-a întâmplat așa, a reușit la școală, s-a n-a reușit, s-a dus. Cum spuneau frații de la Moldova, fratele Bărsan avea expresia asta, încurcături omenești, aranjamente dumnezeiești. Așa se întâmplă uneori. Dumnezeu le-a programat. Și dacă El le-a programat, veghează să fie totul bine. Eu știu, vorba cuiva, că cel mai iubit copil al credinței e minunea. Dar pare minunea, e cel mai scump copil. Dar Dumnezeu poate să lucreze uneori prin minuni din astea naturale, De Ce e în asta Dumnezeu? Pentru cine vede, se arată slava lui Dumnezeu în multe lucruri. Vreau să trec la un alt om, să vi-l arăt pe David și să privim liniștiți minunile lui Dumnezeu. Cunoașteți împrejurările în care el a ieșit în fața națiunii, în capitolul 17, învingându-l pe Goliat. Toate bune, a ajuns în casa lui Saul, dar spune Scriptura în capitolul 18 de la versetul 11. Saul a ridicat sulița și câtul sunt sine, voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Observați cum l-a scăpat Dumnezeu? Nu vi s-a întâmplat de atâtea ori, ca așa în niște situații speciale. mi-am amintesc că eram odată într-o parcare cu niște frați, cu mai multe mașini, vreau să plecăm, suntem înapoi la o mașină cu care trebuia să vină și eu, mi-am pus geamantanul în portbagaj, și la un moment dat gândindu-mă la nu știu ce și uitându-mă pe câmp am făcut un pas lateral dreaptă așa, involuntar în secundă următoare, fracțiune secundă mașina din spate n-a avut frâne, m-a spălat și a izbit în mașina cealaltă, mă prendeau întrebări exact la genunchi, cine m-a pus să fac un pas dreaptă? Dumnezeu! Un înger m-a împins atât de fin încât nici nu mi-am dat seama numai după aceea m-am gândit că așa sunt lucrările lui Dumnezeu S-a ferit. Și viteazul Saul, despre care a cântat David mai târziu, că sabia lui nu se învârtea niciodată, în vânt, ba se mai învârtea, când îl făcea Dumnezeu să greșească o tură cu învârtitul și să nimerească pe lângă. Mai târziu, în capitolele 19, 20, 21, 22 și chiar 23, Dumnezeu l-a scăpat pe David prin niște oameni, a trimis Saul să-l prindă din cerea în patul lui. N-am cum să nu-l prind, îl arestez de acasă. Îl iau, cum se spune, ca din pat. Și soția lui a mascat un terafim în pat, i-a spus, să repede pe geam și du-te. Când Dumnezeu vrea să o crotească pe cineva, intervine. Știu un caz din țară când niște polițiști au vrut să aresteze pe un frate, pentru că știau că dacă nu-l arestează pe el, el va mobiliza frații și pentru că vreau să le demoleze clădirea. Și el a zis, da, nu se iau o haină pe mine, vreau să le aresteze. Sărit pe geam de la etajul 1 și a dat din minte, din memorie, 30 de telefoane. Au adunat frații și au stat vreo două stămâni în clădirea bisericii și nu au putut și să o demoleze. Nu l-au putut prinde cum să oprească intervenția lui Dumnezeu. Dar uitați-vă aici, în finalul capitolului 23, nu mai puteau să o scape oameni. Probabil nici n-am apucat să-i dea de știre. 23 citesc de la versetul 26. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul. Dar Saul și oamenii lui înconjuraseră pe David și pe lui ca să pună mâna pe ei. Unde se mai fugi când ești înconjurat? Și ce scrie versetul următor? Chiar atunci un sol a venit și a spus lui Saul, grăbește-te să vii, căci au năvălit filistenii în țară. Și eu fi mobilizat îngerii Domnului pe filisteni. Acum au la război. Nu avem chef acum. Dagon nu ne spune. Nu, acum urgent. Porni și tăbărâți în țara lui Israel. Și solul ăsta la timp. Repede fugi. S-a dus Saul. I-a oprit pe filisteni. Și din nou vine în urmărirea lui David și îl găsește într-o peșteră, cum scrie în 24 cu versetul 3. Dormea acolo. Cum să mai scape? Știți ce a zis David în peșteră? Atunci a scris psalmul 56. Mă încred în tine, ce pot să-mi facă niște oameni? Nimic. Efectiv nimic. Cum a lucrat Dumnezeu atunci? Poate noi ca oameni ne-am fi gândit și din rețeta. Doamne, mai vin filisteeni iar. Mai vin un sol să spună să pleci. Dumnezeu are așa alte metode. A lăsat peste ei o anestezie ciudată. Dumnezeu știți că de la Adam încoace se percepe extraordinar la anestezii de tot felul. Și am început să doarmă, David a ieșit. Ce știți întâmplare? A strigat, Saule, Abner. Și ca să nu creadă cineva că, nu știu, eu ca om mă gândesc, ei în urmă în răutate lor, au zis, Bă, cum ne-a scăpat mai? Cum nu s-a trezit unul? Da? Cum nu v-ați trezit? Bine, mai facem o operație, tot ca asta. Două capitole mai târziu. Să vedem, vă treziți vreunul? S-a trezit vreunul? Niciunul. Că Dumnezeu poate să repete minuni. Nu face din întâmplare numai una și nu mai poate reuși una ca aceea. Face câte vrea. Că poate, slăvit să fie el. Și cu cine vrea le face? A repetat-o. Și în capitolul 26, aceeași imagine. Dar îmi place cum a lucrat Dumnezeu în 25. Vă rog să observați ce a zis Dumnezeu lui Iacob, voi fi cu tine și nu te las până nu împlinești ce spun. Atât de aproape e Dumnezeu pe lângă noi, dar nu-L vedem uneori, că ar trebui să fim mai pocăiți, că e pe aproape. A plecat să se răzbune pe Nabal. Și n-a făcut Dumnezeu vreo altă minune? Nu mai scoate pe Abigail în cale și știți ce a zis David apoi? Dumnezeu te trimis înaintea mea. Și a lucrat Dumnezeu atunci. Printr-o femeie înțeleaptă. Și până la finalul cărții 1 Samuel sunt numai minuni. În capitolul 29 pleacă să se bată cu filistenii. Nici nu știu cum ar fi ieșit din criza aceea. Împreună cu filistenii pleacă împotriva lui Israel. Și domnitorii aceia fac un consiliu. Nu, 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 ăsta să nu meargă cu noi. Să duce înapoi, este liniștit. Aparent, când se întoarce la Ciclagul, ne erau ei locați, nu mai erau nici neveste, nici nimic. Și încheie istoria despre David cu ce scrie în capitolul 30, versetul 6. Citeți mai întâi versetul 3. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele fii și fiicilor fusese luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Versetul 6, David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucide cu pietre, pentru că toți erau mărâs în suflet, fiecare din pricina fiilor și nevestelor lui și fetelor. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeu lui. Adică avea experiență, cum a lucrat Dumnezeu întotdeauna, așa cum va face ceva. Și mare lucru să te încrezi în Domnul. Nu scrie așa că cei trei au fost izbăviți fiindcă s-au încrezut în Domnul? Dacă ziceau, gata de noi, nu se mai alege nimic. Ba da, dar încrede în Domnul și în puterea Lui. Și dintr-o dată apare pe câmp un om umblând izolat. ce cu tine? Sunt mor de foame, nu mai pot. Hai că-ți dăm de mâncare, dar tu cine ești? Sunt amalecit. Dar de unde ai venit de ăștia așa? A, a, venit o ceată și a năvălit aici ars Da, și unde -s? Vă spun eu, nu dați în să mănânc. Dar cum să nu-ți să mănânci? Hai, mă arată-ne. Și astfel a, a, dat de oștirea aceea și au recucerit totul efectiv totul, citiți mai departe. Nu s-a pierdut nimic, că a mai făcut Dumnezeu o minune. Și vreau să mai amintesc doar despre un singur om, despre Ezechia, cartea 2 împărați, capitolul 18, În vremea aceea, asirienii erau ridicați ca putere mondială. Au cucerit cele 10 seminții dinspre nord. Deci ultimul împărat fiind Osea. Și au înconjurat Ierusalimul. Și vine Rafșache, avea armata în spatele lui. Avea o suită lângă el și a început să strige. Să enumere unii unii Dumnezei, Hamatului, Arvadului, toți. N-au putut să izbăvească nicio țară din mâna mea. Și Ierusalimul va fi al nostru. Predați-vă! Și știți că. Eliachim și Cila a și a lui Ezechia, spune, nu străgă tare, să n-audă poporul. Ba da, să audă tot, să știe. Și în acele momente, Ezechia împreună cu profetul Isaia s au dus înaintea lui Dumnezeu. Și au zis, e o vreme grea. E ca și când o femeie însărcinată, spunea: ei, și nu poate să nască. Și avem un titlu frumos în capitolul 19, Ierusalimul scăpat. Și întorc pagina și citesc aici de la versetul 14, zice că a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului, a întins înaintea Domnului și a făcut următoarea rugăciune: Doamne, tu care stai pe heruvim, tu ai făcut cerurile și pământul. Fă ceva pentru noi. Și a luat Dumnezeu cuvântul și iată ce scrie de la versetul 21. Pecioara fica Sionului te disprețuiește și râde din tine, fata Ierusalimului de din cap după tine. Pe cine ai jocorit? Pe Dumnezeu? Versetul 25, aici sunt cuvintele lui Dumnezeu. N-ai auzit către împăratul Asiriei că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le am hotărât din vremuri străvechi, acum însă am îngăduit să se împlinească. Și cum zice în Isaia, te-am folosit ca un topor, ca un fierăstrău. Și acum te lauzi, nu? Că ți-am pus mâner și crezi că funcționezi de voie. Și zice aici de la versetul 27, știu când stai jos, când intri, când ești furios. Și pentru că ești furios, îți pun un belciug în nări. Și știți cum a lucrat Dumnezeu, da? Au venit etiopieni împotriva lui. Un înger a fost trimis să-i zdrobească o parte din oștire și un corp de armată de a murit. El s-a întors năcăjit în țara lui și doi copii de-a lui, L-a omorât. Și Ierusalimul a fost scăpat. Căci -și Dumnezeu și-a mâna să-l ocrotească. Și nu s-au terminat încercările aici. Și scrie în versetul 20 cu Ezechia a fost bolnav. Și uneori ne dă Domnul câte o izbăvire, este și numai iară. Cineva simte dureri, merge la medic, analize, diagnostic greu. Se moare. Dumnezeu și astăzi poate să facă vindecări. Și avem dovezi chiar din zilele noastre. Recent, într-o biserică unde am fost, la o rugăciune cu biserica, atât a fost o rugăciune cu biserica, un frate a zis, în seara aceasta Dumnezeu vrea să lucreze. Am întâlnit un cuvânt al credinței, dacă care nu spunem noi, îl fabricăm, că cum ne-am programat noi să-l programăm pe Dumnezeu să lucreze. El programează lucrurile astea. Și a zis, Domnul vrea să atingă pe cineva bolnav de inimă. Era acolo o fetiță de 9 ani, dintr-o familie pe care o cunosc. Ea a priceput la vârsta ei că Dumnezeu poate să lucreze și a spus, Doamne, medicii îmi spun că mai trebuie să am operație și nu să știe dacă va fi bine. Și mărturisea fetița după ce aceea, am simțit că ceva a intrat în trupul meu ca un foc extraordinar. De atunci sunt 3-4 ani și toate analizele sunt bune. Cine face operații pe inimă în biserică? Dumnezeu. Face și pe inimă în chip sufletesc și într-un fizic, slăvit să fie el. A fost bolnav. Pe moarte. Nu s-a făcut o minune așa cum vezi cu ochi. Dar tot minunea aceea doar să pui o turtă și așa cum scrie aici, în versetul 6 de Smochine, au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Și după aceea mi-a dat totuși Dumnezeu un test mai greu pe care nu l-a luat. A vrut să încheie media cu 10, dar n-a putut, tot nouă a rămas. Totuși, Dumnezeu lucrează numele Lui să fie binecuvântat. Eu vreau să închei și să legăm toate astea cu textul care a fost citit. A făcut Domnul o minune pentru Petru? Mare minune! Petru a zis cândva, Doamne, și în temniță mă duc cu tine. Petre, putea să-i prorocească Domnul, să vine vremea de -o să mergi. bine zici tu, dar așa cum ești, nu-i de a merge. Ce au făcut aceștia toți? Că... Pentru aceasta v-am spus tot ce v-am spus. Ce au făcut aceștia toți ca să îl vadă pe Dumnezeu lucrând? Aș citi din Genesa cât e rugăciunea înălțat Iacov către Dumnezeu? Da, o noapte întreagă. Altă dată s-a rugat, cum v-am citit din capitolul 32. A rostit David multe rugăciuni. Dar cine are mai mult sau ca el? De ce a lucrat Dumnezeu atât în viața lui? Pentru că s-a rugat. S-a rugat Ezechia cu lacrăm și cu față la perete și mare puterea rugăciunea a celui neprihănit. Pentru el sau pentru alții? S-a rugat biserica în fapte 12? S-a rugat și Dumnezeu a lucrat. Ne vom ruga și noi? Dumnezeu va lucra veți vedea că într-un fel sau altul, noi și copiii noștri vom vorbi despre lucrările lui Dumnezeu. Și toate acestea vor face să fie înălța numele Domnului. Și numai încă la ceva m-am gândit. Doar îi va putea Dumnezeu să lucreze cu noi? Adică nu-i vom străca lucrările în urmă. Dacă ar face Dumnezeu o anestezie, cum ziceam de David și de Saul, ar putea o face. Dar are voi stai eu cu minte când ies din temniță să nu-i tai capul la Saul. Dumnezeu ar putea face un minune ca și cu sirienii să-i orbească în fața lui Elisei. Dar voi avea eu putere după aceea să-i spui împăratului, nu-i măcelărie. Că v-am spus de Petru. Când a zis el înainte că merge în temniță de mergea, n-avea puterea să reziste. Deci e nevoie ca Dumnezeu să ne întărească ca să ne poată folosi. Un Iacov care înainte a înșelat nu putea fi folosit de Dumnezeu în felul acesta. Deci, pe de o parte, este nevoie ca să ne rugăm să-și întindă Dumnezeu mâna și să nu ne îndoim de puterea lui. Să spunem în final, cum a zis Iov, către Dumnezeu, știu că poți totul. Poți să aduci furtună și să îmbogățești, poți să aduci furtună și să ne norocești. Mi-ai luat, dar totul îmi vei da iar dar să ne învrednicească Dumnezeu ca lucrările care El le face să nu le stricăm noi și ele să rămână ca o slavă pentru Dumnezeu și noi să putem rămâne credincioși sub mâna Domnului care va lucra. Amin.